Numiri foarte importante făcute de către primul ministru Mihai Tudose și care au apărut în monitorul oficial. Doamnelor și domnilor, o numire extrem de importantă. Șeful Protecției Interne, celebrul 2 și un sfert de la Ministerul de Interne, este numit de primul ministru în persoana domnului Mihai Cristian Mărculescu. Vom încerca să vă oferim mai multe informații despre aceste persoane, pentru că sunt mai multe numiri. Gabriel Andronache este numit de către primul ministru consilier de stat. Șerban Valeca, fost ministru al cercetării în guvernul Grindeanu, consilier onorific pe probleme nucleare. Domnul Eugen Teodorovici, prezent în studioul nostru, este numit de primul ministru Mihai Tudose, consilier onorific. Pavel Năstase, fost ministru al educației în guvernul Grindeanu, este numit președinte al Institutului Național de Administrație. Deci sunt o serie întreagă de numiri foarte importante, cele mai multe dintre ele recuperări din guvernul Grindeanu, dar nu numai. Știe cineva să ne ofere informații suplimentare despre noul șef al Direcției Generale de Protecție Internă, 2 și un sfert, domnul Mihai Cristian Mărculescu. Cunoaște cineva? Auzi cineva de domnia sa? Absolut nimeni. Vom încerca să ne documentăm pentru a vedea despre cine e vorba. Este fostul adjunct? Da. Bun. Iată numiri foarte importante. Ne întoarcem însă la subiectul din această seară. Doamna Chioveși face un gest bizar la recepția oferită de Ziua Statelor Unite. Un gest ce aduce aminte de un altul, de la un post de radio, de la Europa FM, care este de asemenea surprins pe camera de la vederi. Acesta este gestul. Ia să vedem în curtea ambasadei, acolo unde a fost recepția. Este împreună cu domnul Iacob, cel care face ancheta, este nedezlipit de doamna Chioveși și face acest gest cu mâna. L-aveți și separat, vă rog? Le puteți lua separat ca să ne putem concentra la fiecare în parte? Haideți să le vedem pe rând, dacă le avem. Da, haideți să le vedem. Pentru că e un gest destul de... Iată. Da, e un gest care nu știu să-l... Ai văzut? Bun. Și la Europa FM, să vedem dacă este același gest. Să vedem și de la Europa FM, vă rog. Dacă colegii mei nu pot schimba imaginea, să oprească. Mulțumesc. Când o aveți, să ne informați. Bun, înțelegeți ceva din gestul ăsta? E un gest obișnuit? Era de la ambasada Americii imaginea? Da, da, de la recepție. Vorbea cu cineva. Dați-le pe cele două în fereastră, așa cum erau, pentru a putea vedea stânga-dreapta. Iată, ia să vedem gestul de la Europa FM. Parcă se uită la un televizor care este instalat undeva în partea dreaptă a studioului și face un semn ca cel pe care îl vedeți. Știți cumva ce înseamnă semnul acesta, doamna Mocanu? Cred că ceva cat. Deci are un reflex în sensul acesta. Dar poate că spunea, descria cuiva că urmează să ia capul. Deci are un tic, se pare, face... Da. În sensul ăsta, atunci la Europa FM voia să spună să taie. Era o pauză. Mai știe cineva? E greu de comentat, domnul Coita, nu? Nu, mă gândeam, dacă, în afară de cazul în care doamna Chioveși comunică într-un limbaj secret cu o civilizație extraterestră, altfel nu pot să-mi explic. Da, pare într-adevăr un gest de să ia gâtul, nu? Da, da, să lua capul, să lua gâtul. Ai să lua gâtul. Da. Domnul Teodorovici, acum dacă sunteți consilier onorific, poate sunteți vizat? Da, nu vreau să înțeleg ce înseamnă acest gest. Da. Fiind și cald afară, probabil că, nu știu, e foarte cald, aici nu mai pot să stau foarte mult. Mă gândesc, nu știu. Credeți că asta este? Aici în studiu la fel, probabil. Fiind spațiu foarte mic, închis. Da, domnul Chiriac, dumneavoastră sunteți mai... Da, eu am o explicație. Poate că nu era de acord cu rezultatele unui sondaj făcut de domnul profesor Pieleanu și acesta era gestul. Până aici, în sensul acesta. Mă gândesc.
Ce importanță dați, domnul? Aha. Colegii mei spun că pare că în curtea ambasadei, când făcea gestul acesta, vorbea cu un consilier prezidențial, doamna Simina, și mai cum? Tănăsescu. Da. Bun. Nu știu dacă este identic cu cel de la Europa FM. Cel de la Europa FM e clar, fără dubiu, categoric, și pare că are o adresă șocant. De ce să ne ferim de cuvinte? Este șocant. E șocant. Absolut. Bun. Luăm... Șeful DIPI am